Iată-ne și în boboteața anului 2016. Printre picături de ploaie și fulgi de zăpadă, am sfințit în ajunul bobotezei apa pentru a umple sticlele pe care credincioșii le așteaptă mâine la malul mării. Acest moment însemnează înnoire și binecuvântare. Astăzi darurile botezului sunt bogate. Astăzi ne-am umplut de lumină, de cinste, ne-am înnoit din omul cel vechi în omul cel nou. Să ne împărtășim cu toții din această apă sfințită, începând de astăzi până pe 14 ianuarie. Să o luăm cu credință, cu nădejde, cu dragoste, cu acea simțire că intră în noi harul Sfântului Duh prin apa cea sfințită și cu adevărat trebuie să ne schimbe pe noi cum s-a schimbat apa cea mare în vremea lui Moise, cum s-a schimbat Israel când a fost izbăvit din robia lui Faraon și a trecut prin Marea Roșie și a scăpat cu viață. Apa aceasta ne dă viață nouă, sănătate, bucurie și binecuvântare. Să o luăm cu toții cu credință și împărtășindu-ne cu ea, să devenim mai blânzi, mai credincioși, mai buni și încătuitori unii cu alții. Dumnezeu să ne primească această jertfă și darul apei sfințite să ne împresoare sufletul și să-l aprindă de credința cea întru Dumnezeu. Amin.